nu avem nevoie. O să trecem de altă la subiect. Vă rog să vă expuneți vis-a-vis de meciul de astăzi, ce s-a primit, ce nu s-a primit și dacă ceva de viitor, pentru anul viitor, ceva planuri deja. Vă mulțumesc, domnul Nicolae Vescula. Ce primește meciul, deci aș vrea să spun că meci destul de bun și a jucat de echipă olimpia. E mama că, totuși, nivelul de pregătire a fost mai niște mulți ani mai înalt și, în principiu, aceasta și-a făcut diferența de el. E o posesie mai bună, deci noi, practic, am jucat contra atacul rapid, nu întotdeauna s-au primit, în orice caz, în mare bine, mare bine cu băieții au jucat, nu au jucat cu frica semn, au fost sigur pe ei, am avut și careva momente, dar nu am avut la finalizare, deci nu am avut acea liniște. Deci, pentru a finaliza momentele în care le-au avut. În orice caz, eu cred că, până la urmă, nu s-a meritat o victorie asta. În orice caz, noi ne mulțumim cu acest 0-1. Deci, asta e situația, ținem cont. Ținem cont și de băieții cu care jucăm. Deci, eu cred că eu am făcut asta un mers destul de bun. Și îi spun că mulțumesc foarte mare. Și, în principiu, dacă trecem la întrebarea a doua, eu văd că e cu cine merge înainte. Deci, sper să vă viitor, dacă deschidem și noi un, doi, trei fotbaliri, deci nu mergem așa mai valoros, am putea face față în care am avut. Domnul Ieri? În primul rând, deci după sarcinile mie, deci obiectivele care mi-a atins de acest sezon a fost, în primul rând, deci sarcina la unul să aibă motiva în echipă. Deci, când n-ai nicio... Deci, era foarte important să trecem cu motivație bună la acest meci. Că nicătând la cei de Olimpie mai jos în clasament, deci băieți s-au terminat cu stimul și cu respect față de această echipă. Și de asta vreau să le mulțumesc, pentru că din primul și până în ultimul minut băieții au jucat disciplinat, deci au dus meciul din cap până la coadă, deci într-un disent care l-au tot meciul care l-au ținut, deci s-a văzut bine, eu cred că disentul între acest meci. Referitor de sezonul următor, deci vedem, mai are un meci, după aia stăm și vorbim acest plan pentru sezonul următor. Deci avem multe lucruri, primul rând, deci după sezonul ăsta catastrofal, care ce mai în istoria clubului, deci normal trebuie să fie măsuri cât mai drastice pentru a evita această situație, deci pentru sezonul următor. Au jucat mai mult jucătorii din rezervă. Da. Din ce cauză? Trebuie să joace toți. Deci, mulți băieți care au ținut tot sezonul și normal s-a simțit asta și oboseală. Și Patraș, și Bela, și Calugher, deci au jucat. Au ieșit cei care erau mai proaspeți la moment. Dar s-a văzut lipsă, deci practic de joc. Deci s-a văzut acest moment. Atât, mulțumesc.